Bună seara, bine ne-am regăsit, o nouă ediție a Dilemelor Zilei. Discutăm în această seară despre ceea ce înseamnă implicarea politicului în domenii în care nu ar trebui să se implice. Am văzut cum la Inspectoratul Școlar Județean conducerea, eșalonul 2 al conducerii acestei unități, este schimbată exact în momentul în care elevii trec prin momente care demonstrează că învățământul din județul Gorj, ca de altfel învățământul din întreaga țară, nu stă tocmai bine. De ce? Pentru că elevii noștri nu sunt foarte bine pregătiți, o demonstrează rezultatele slabe și la evaluările naționale, dar și la bacalaureat. La nivel național, aproape o treime dintre elevi au reușit să promoveze, două treimi fie nu s-au prezentat, fie au picat această probă a maturității. Spuneam că în această perioadă politicienii nu stau pe tușă și fac câte o mutare pe aici, pe acolo, chiar la Inspectoratul Școlar în aceste zile. Secundul adjunctul Marius Badea, membru al Partidului Național Liberal, este cel pus pe făraș. De ce? Pentru că s-a destrămat alianța USL, iar reprezentanții Partidului Social Democrat au reușit să încropească o altă majoritate cu reprezentanții celor pe care îi numeau aurolaci, dacă vă amintiți, în urmă cu vreo 2 ani, adică reprezentanții Partidului Poporului Dan Diaconescu. Ei i-au ajutat să creeze o majoritate în Consiliul Județean și au garantat majorități și în alte localități, în consiliile locale din județ. Ca să-i mulțumească sau să-i răsplătească pentru acest gest, pentru faptul că îi sprijină să formeze noi majorități, reprezentanții PSD-ului le-au dat și le-au promis în continuare anumite posturi. Posturile care le-au fost date până acum sunt cele care au fost ocupate până nu demult de reprezentanții PNL, cei care, spuneam, nu mai sunt într-o alianță cu PSD-ul. Alături de mine, în această seară la Dilemele Zilei, domnul Pantelimon Manta, mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Salut, dar bine v-am regăsit. Reprezentant al Partidului Național Liberal, încă? Da, 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 da. Plecați sau nu? Pentru că sunteți unul dintre liberalii, unul dintre liberalii care este dat ca, urmând a face pasul spre facțiunea pe care o reprezintă acum fostul premier Călin Popescu-Tăriceanu. Așteptăm să ne spuneți pe parcursul emisiunii și domnul Gheorghe Grive este alături de noi în această seară, reprezentant al Partidului Democrat Liberal. Bună seara și dumneavoastră, mulțumesc de asemenea pentru prezența. Bine v-am regăsit. Spuneam că este o perioadă agitată, este o perioadă în care politicul își vâră coada chiar și în educație. Ei bine, în educație lucrurile nu sunt tocmai ortodoxe. Astăzi mai mulți elevi, asistați bineînțeles de părinți pentru că sunt minori, au mers la sediul Direcției Generale Anticorupție de la Târgu Jiu pentru a răspunde întrebărilor anchetatorilor. Există suspiciuni de fraudă la examenele naționale, la examenele de evaluare națională în comuna Bustuchin. Aproximativ 60 de persoane au fost astăzi la sediul Direcției Anticorupție. Îi rog pe colegii mei să-și ruleze un material pentru a vedea în cazul în care nu l-ați văzut la știri. Aproximativ 60 de persoane au fost chemate la sediul din Târgu Jiu al DGA pentru a da explicații legat de organizarea și de derularea evaluării naționale, existând suspiciuni de fraudă. Citațiile au ajuns la elevi încă de la sfârșitul săptămânii trecute, astfel încât weekendul a fost unul agitat pentru cei chemați la audieri. Nu știm, nu a fost nimic. Nu sunt elevi care aveau note mai mici, au luat note mai mari în urma examenului? Nu, notele din anul în curs corespund cu notele care le-au luat la evaluare.
670. 670 la română și 560 la matematică. Ne-am speriat, că nu am știut pentru ce suntem chemat. V-am felicitat și ne prezentăm în coș. Știți pentru ce? Pentru al micu, o citație, o reclamare, nu știu, dar la poliție. Fraudă la evaluarea națională? Fapte de corupție? Nu, nu cred, nu cred, nu cred. Ce l-a dat băiatul? 6-7, nu știu exact așa. Și ați dat vreun leu pentru această notă? Nu. Eu oricum n-am fost acasă și nimeni. Eu nu mă duc. Ce are în cap aia, scrie ce i-am spus. Printre cei citați s-a aflat și un elev care este campion la K1. Azi avea antrenament pentru o confruntare importantă, dar a venit la audieri. Băiatul nu știe ce înseamnă să fie audiat, însă nu s-a lăsat speriat cu una cu două. Cu cine ai venit? Cu tatăl meu. Ce ți-a spus? Unde mergi? La Târgu Jiu, aici. Pentru ce? Pentru audieri. Ce sale? Ai idee? În tot acest timp, conducerea inspectoratului școlar ridică din numeri. Inspectorul general Ion Ișvan susține că nu știe nimic, deși poliția a solicitat deja toate imaginile de pe camerele de supraveghere din centrele de examen din județ. Nu știu despre ce este vorba, nu m-a informat nimeni despre așa ceva. Eu știu că copiii sunt în vacanță în momentul de față. Dar sunt audiați, au venit cu părinții. Nu știu, nu mi-a spus nimeni nimic. Acesta este cel de-al doilea caz de suspiciune de mită la examenul de evaluare națională susținut de elevii claselor a 8-a. În urmă cu o săptămână, școala Alexandru Ștefulescu din Târgu Jiu a fost percheziționată de oamenii legii care au ridicat unitatea calculatorului de pe care au fost descărcate subiectele. Ei da, asta s-a întâmplat astăzi la sediul, ne spuneam, Direcției Naționale, Direcției Generale Anticorupție. Elevi de clasa 8-a, absolvenți de clasa 8-a, minori, însoțiți de părinți, la audieri pentru că există suspiciuni de fraudă a evaluărilor naționale. Am văzut în urmă cu aproximativ o săptămână un episod similar la școala Alexandru Ștefulescu din Târgu Jiu și acolo existau suspiciuni și acolo au descins anchetatorii, au și ridicat un calculator de pe care se presupune că ar fi fost scoase mai devreme decât trebuia subiectele care au fost împărțite ulterior elevilor. În această perioadă, la inspectoratul școlar se fac schimbări. Adjunctul, un membru al PNL, Marius Badea, schimbat cu Petrică Nanu, reprezentant al Partidului Poporului Dan Diaconescu. Aceasta este ultima mutare pe această scenă. Domnule Manta, cum comentați ceea ce vedeți și ceea ce v-am spus că se întâmplă în paralel cu această combinație între dezastru, pentru că este un dezastru dacă ne uităm la rezultatele examenelor de orice natură din ultimii ani, și ceea ce se întâmplă la sediile anumitor instituții ale statului. Vedem de la elevi mai mari de liceu până la minori care vin să dea explicații despre cum s-au desfășurat anumite examene. Sigur, e rău că se întâmplă așa ceva. Aceasta e societatea românească. E rău că nu că sunt aduși la audieri, e rău că sunt motive să fie aduși la audieri. Pentru că, până la urmă, nici cei care anchetează nu cred că sunt așa de iresponsabili să cheme copii de clasa 8-a dacă n-ar exista dovezi convingătoare care să-i determine să facă aceste lucruri. Până la urmă, toate aceste cercetări sunt bine venite. Se știe că, din păcate, încă sunt influențe majore și la evaluări naționale și la BAC. E bine că lucrurile se încearcă să fie puse în ordinea lor firească. Acum, dar ordinea asta politică nu putea fi dusă la un firesc sau la o normalitate înainte de a se desfășura acele examene? Bun, ceea ce spuneți e idealul. Sigur că răspunsul meu la întrebarea dumneavoastră este clar afirmativ, dar uite că nu se întâmplă. Dar de ce nu se întâmplă? Pentru că noi de fiecare dată aflăm că cei de dinainte au fost oamenii răi și că trebuie să-i schimbăm. Îi punem pe unii care sunt mult mai buni, care
care sunt superiori, care au pregătirea necesară și care sunt incoruptibili, asta adică albi, imaculați și frumos mirositori. Da. Iată că se ajunge la aceleași situații. E o poveste pe care o auzim spusă de 25 de ani. Lucrurile evoluează, pot să spun, să zicem, încet, încet. Înainte sau înapoi? Înapoi cred că nu, dar oricum târâși. Merg greu. Adică uneori doi pași înainte, unul înapoi, sau doi înainte, doi înapoi. Sigur, cu schimbarea politică de care vorbeați, era previzibilă. Știți că am mai discutat-o și la emisiunea dumneavoastră. Din fericire, cel care a fost, sau mă rog, cel care se preconizează a fi pus, e aproape o certitudine, Petrică Nanu, e un om de învățământ și eu cred că și un om de calitate. Sigur, aici cred că putea fi măcar un pic amânat momentul. Într-adevăr, în astfel de perioade, mai ales că acum e atâta vânzoleală și cu evaluările la clasele 8 și cu bacalaureatul, nu sunt terminate nici măcar contestațiile. Adică lasă un om să-și termine treaba, e un ciclu, după care evident că cel care, hai să zicem, trebuia să fie, poate să-și ia în primire funcția. Deci, din punct de vedere al oportunității momentului, cred că este o greșeală politică. Sigur, poate fi o greșeală administrativă, însă schimbarea în deconcentrate în funcție de logica politică, dar lucrul ăsta se practică de 25 de ani, deși nu prea este ok, nu prea este normal într-o țară așezată, știm toți că așa se întâmplă. Pentru că chiar dacă nu se spune că se politizează serviciile deconcentrate, repet, toate partidele o fac, așa că o luăm și noi ca atare. Dar, repet, poate momentul trebuia să fie altul. Domnule Grivei, ce părere aveți despre ceea ce se întâmplă în bietul nostru învățământ? Nu știu, întotdeauna facem așa fel încât să devenim cap de afiș la nivel național, dar, din păcate, nu devenim cap de afiș în lucruri bune, devenim cap de afiș în ceea ce privește nereguli care sunt constatate și aduse la cunoștința întregii țări. Eu nu cred că s-a procedat corect, nu trebuia să se intervină acum, poate deloc, să se schimbe conducerea Inspectoratului Județean. Nu trebuie să se uită. Este schimbat doar adjunctul care este membru al PNL, înlocuit cu un reprezentant al Partidului Poporului Dan Diaconescu. Domnule, de aceasta, PSD-ul nu trebuie să uite că nu au câștigat singure alegerile, alegerile le-a câștigat USL-ul, erau într-o alianță. Nu mai există, domnule. Nu mai există și ar trebui, cum se spune de către anumiți politicieni, și eu îi susțin pe aceia care spun, domnule, ar trebui modificată Constituția României atunci când o alianță câștigă alegerile, în situația în care acea alianță se destramă, ar trebui provocate alegeri anticipate. Nu este dreptul PSD-ului să-și însușească programul electoral al USL-ului, nici nu poate să-și însușească, nici nu poate să-l ducă la îndeplinire. Adică tot așa de bine sunt dreptățiți și de cei de la Partidul Național Liberal să spună că USL-ul a câștigat alegerile și ei sunt îndreptățiți să guverneze, iar cei de la PSD să părăsească guvernarea. Deci nu sunt mai îndreptățiți nici cei de la PSD, nici cei de la PNL ca să guverneze singuri. Deci ar trebui provocate alegeri anticipate. Și asta ar trebui prevăzut într-o nouă Constituție a României. Atunci nu s-ar mai întâmpla ce se întâmplă acum în țară. Vedeți o parte a unei alianțe politice să rămână, să-și atragă pe alții, pe alții pe care i-a ponegrit în campania electorală, pe alții care s-au jignit, că nu cred că s-au adus jigniri mai grave în campania din 2012 decât jignirile care și le-au adus reciproc reprezentanții celor două partide, respectiv PSD și PPDD. Amintiți-vă când cei de la PPDD îi catalogau pe cei de la PSD ca fiind ciocuii Gorjului și ciocuii României.
Vedeți, acum s-a ajuns ca ciocoii vechi și ciocoii noi să-și dea mâna și să guverneze împreună. Zic că nu e corect ce se întâmplă. Ar trebui corect, și inspectorul general... Din păcate, uitați, lucrurile se întâmplă. Au ajuns ca tineri, la o vârstă fragedă, să fie plimbați pe la Poliția Generală Antifraudă. Ei pleacă în viață, vedeți, după ce au fost anchetați de poliție. Nu trebuia ca să ajungă ca acești tineri să fie chemați la poliție. Sunt eu mă întreb ce a făcut conducerea Inspectoratului Școlar Județean, pentru că numai târziu de acum, dacă o luăm retroactiv, de acum vreo lună de zile, când era campania întoi, campania electorală, campania parlamentară, domnul Ișfan, și parlamentară, parlamentarele de la noi, parțiale, domnul Ișfan a bătut județul. Sigur. Împreună cu ministrul Costoiu, candidat pe colegiul 2 de senat în județul Gorj, dumnealui în campanie electorală, domnul Ișfan susținând că merge, atunci când a fost găsit prin școli, să-i arate domnului ministru cum șade învățământul gorjan și că domnul ministru va ajuta unitățile școlare din județ, va ajuta autoritățile ca învățământul să iasă la suprafață și va aduce mari investiții în școlile din județul Gorj. A trecut campania electorală și, din păcate, domnul Costoiu a uitat să mai treacă prin Gorj odată cu încheierea ei și cu declararea dumnealui în campania ca electorală, și senator de Gorj. A fost însoțitorul domnului Costoiu, nu? Și spunea că arată gorjenilor marile realizări din învățământul gorjan. Acestea în 62 ani de guvernare PSD. Acestea sunt realizările din învățământul gorjan, cu elevi că din păcate acestea la sediul direcției anticorupție. Din păcate, acestea sunt realizările. Cu suspiciuni de fraudă și să ne amintim și de acele școli cu grupurile sanitare în fundul curții, pentru că, din păcate, încă există, nu doar în județul Gorj, și în alte, și la case mai mari, și în alte județe din țară, dar există și în județul Gorj. Ori domnul Ișfan susținea în urmă cu câțiva ani, atunci când făcea parte din același partid, dar care se afla în opoziție, că ar trebui ca întreaga conducere a Inspectoratului Școlar de la acea vreme să-și dea demisia, pentru că nu existau autorizații sanitare de funcționare pentru toate școlile din județ. Nici acum nu există pentru toate școlile din județ, pentru că sunt, spuneam, condiții precare la unele dintre ele. Domnul Ișfan spunea astăzi, și rog pe colegii mei să pregătească materialul 2, că îl schimbă, că va fi schimbat domnul adjunctul dumnealui, domnul Marius Badea, pentru că nu a ținut pasul cu dumnealor, reprezentanții PSD care ocupă funcții de conducere în Inspectoratul Școlar. Haideți să vedem acest material. A fost bun în timpul alianței USL, acum este șchiop. Vorbim despre inspectorul adjunct Marius Badea, care urmează să elibereze scaunul din Inspectoratul Școlar. Locul său va fi luat de un PPD-ist care a mai ocupat această funcție. Petre Nanu, căci despre el este vorba, va lua locul liberalului Badea. Din câte știu eu, până acum nu m-a anunțat nimic ministerul, nu s-a întâmplat nimic. M-ar bucura să vină în echipa noastră un om de cu experiența domnului profesor Nanu. La voastră, ca inspector general, sunteți mulțumit de cum și-a desfășurat domnul Badea activitatea până acum? Cum să vă zic, am reușit să fac o echipă care face performanță la Inspectoratul Școlar Județean Gorj și domnul Badea mai greu până la urmă a reușit să țină pasul cu această echipă, chiar dacă de uneori mai șchioapătă. Da. Mai șchioapătă uneori domnul Badea, de asta nu a reușit să țină tot timpul pasul cu dumnealor. Care este performanța realizată de domnul inspector general Ișfan? Adică aceea de a duce 60 de elevi la o școală, la poliție, ca să se dea cu subsemnatul?
Asta este realizare. Dacă asta e realizarea domnului Ișfan, ar trebui domnul Ișfan să-și dea demisia. Legătura telefonică cu domnul Ișfan. Ar trebui să-și dea demisia dacă asta este realizarea dânsului. Încercăm să aflăm de la dumnealui dacă și binevoiește să răspundă la telefon. Domnule Manta, șchiopătează, asta este părerea domnului general, inspector general, șchiopătează adjunctul dumnealui și nu ține tot timpul pasul cu echipa pe care a format-o, spune dumnealui, că a reușit să formeze o echipă. Răspunsul este simplu, șchiopătează pentru că e liberal. Și prin această prismă era de așteptat schimbarea, sigur. Domnului Ișfan i-a convenit această colaborare cu domnul Badea. Domnul Badea este un bun profesionist, dar nu l-a deranjat prea mult pe domnul Ișfan. De ce spuneți că i-a convenit această... Pentru că e un om mai decent, puțin agresiv, un bun colaborator. Comod a fost, adică. Da, da. Un bun colaborator care nu i-a făcut probleme, domnul Ișfan. Pentru că, știți, mai ales când din două sau din partide diferite, de multe ori titularul postului și adjunctul intră într-un ușor conflict și nasc discuții interminabile, certuri și așa mai departe. N-a fost cazul aici. Și de aceea spuneam că a fost o colaborare bună, acceptabilă pentru toate părțile, dar având în vedere că lanțul de iubire între PNL și PSD s-a rupt odată cu spargerea USL-ului, era de așteptat această mutare administrativă. Adică, este încet, o mutare încet, administrativă sau este o mutare pur politică? Pentru că... Nu putem ascunde că are tentă politică. Nu se poate face abstracție de acest aspect. Chiar dacă oficial se spune altceva. Sigur. Eu am spus-o și o repet, după părerea mea, oficial, Petrică Nanu... Nu știu ce Nanu, se poate spune, pentru că să se poată spune ceva oficial, trebuie să se facă o evaluare, chiar și a adjunctului inspectoratului. Ca să schimbi un om, trebuie să acum, eu nu o mai faci știu, în eu urma nu mai știu cum au fost numiți. Evaluări. Eu nu știu dacă ei sunt cumva detașați sau sunt numiți pe bază de concurs. N-am idee, pentru că, de exemplu, la subprefect, când a fost vorba de schimbarea subprefectului liberal, a fost foarte simplu. De schimbat într-un minut. Știm a că... putut fi schimbat pentru că el era detașat. Și atunci e simplu, nici nu mai trebuia evaluare. De aceea nu vă pot răspunde ferm. Vis-a-vis de, sigur, și de știm că și majoritatea directorilor din județ la fel au fost puși în care funcții sunt, prin detașare. Care sunt prin nu detașare, este clar că pot fi schimbați peste noapte. Mult timp. De aceea spun, dacă este detașat, vă dați seama că nu e nevoie de nici măcar de un efort minim de a păstra, să zicem, litera și spiritul legii, pentru că nu trebuie, detașarea încetează nu trebuie argumentată când... sigur, sigur, sigur. Măsura. Sigur, nu trebuie justificată nici ca oportunitate, nici sub aspectul legalității. Pur și simplu încetează detașarea și cu asta basta. Domnule Grivei, și ajungem la aceeași poveste, spuneam eu ceva mai devreme, adică schimbăm oameni când avem chef, pe criterii pur politice, soarta învățământului o decid acești oameni numiți politic, fără un examen susținut, fără o evaluare făcută de niște specialiști. Mai are sens să ne întrebăm încotro sau până unde o să coboare învățământul? Nu neapărat Gorjean, pentru că spuneam și la nivel național este cam aceeași situație. Ar trebui să ne întrebăm până unde suntem dispuși să acceptăm să coboare nivelul învățământului Gorjean. Vedeți, din păcate, situația nu este deloc îmbucurătoare.
Elevii sunt duși la poliție pentru a fi anchetați. Gradul de elevilor care reușesc să ia note, sunt note de trecere atât la capacitate la clasa 8-a la evaluare, cât și la BAC, vedeți, este foarte mic, s-a ajuns ca un număr foarte mare de elevi să nu mai participe la examenul de bacalaureat. Sunt lucruri îngrijorătoare și cred că ar trebui cei care dețin funcțiile de conducere în cadrul învățământului, începând cu ministrul și coborând până la inspectoratele județene, să trateze cu seriozitate această situație. V-am spus, nu, din păcate, nu este domeniul meu de activitate, dar se vede de departe că cei care sunt puși acolo nu își fac datoria și se ocupă de cu totul alte lucruri în afară de problemele care ar trebui să rezolve în cadrul sistemului de învățământ. Se ocupă de campanie electorală și așa mai departe. Până am văzut în anumite emisiuni televizate pe posturile locale de televiziune, chiar și acolo când erau inundații, printre cei care se deplasau ca să rezolve problema invitațiilor, printre cei care se deplasau era și domnul Ișvan. Deci, ce voia să demonstreze gorjenilor, că este specialist până și în problema inundațiilor, dezastrelor naționale, calamităților, dar da, învățământ, văd că s-au ocupat și se ocupă prea puțin. Poate se pregătește să fie detașat altundeva, s-ar domnul Ișvan, da. Pentru că știm, politicienii noștri sunt și polivalenți, așa, multilateral dezvoltați. Îmi spun colegii mei că avem și un telespectator pe fir. Bună seara! Săr mâinile și bună seara, dați-mi voie să salut invitații dumneavoastră. Mitescu este numele domnul meu. Domnul Constantin Mitescu, fost fost inspector general adjunct. Îmi cer scuze pentru intervenția mea, având în primul rând invitațiilor dumneavoastră, dar aș vrea să reamintesc un lucru. În mandatul ministrului Huneriu a început un proces de evaluare, zic eu, foarte, foarte corectă în ceea ce privește examenele naționale. Vreau să vă reamintesc că s-a constituit într-un punct zero anul 2011, în care examenul de bacalaureat, cel puțin, dar și cel de evaluare națională, s-au desfășurat cu totul și cu totul sub alte auspicii față de ceea ce se întâmplase înainte. Odată cu plecarea ministrului Huneriu, a echipei dumnealui și m-aș îndrăzni să spun cu convingere și a guvernului, lucrurile au început să se vină la normal, cu ghilimelele de rigoare. Punctual aș vrea să vă dau câteva exemple. Dacă în anul 2011, la două școli absolut reprezentative din județul Gorj, Bustuchin, 67 de înscriși, 0 promovați. La Baia de Fier, 127 de înscriși, 4 promovați. Lucrurile au mers eventual de aceeași manieră și în 2012. În 2013, când lucrurile au intrat așa cum v-am spus în normal, procentele de promovabilitate s-au dus undeva extraordinar, mult, mult peste media județului. Anul trecut, centrul de evaluare la examenul de bacalaureat, care se organizează în general într-o școală cu tradiție, într-o școală care se bucură de o anume reputație, a fost la grupul școlar Baia de Fier. În aceste condiții, și subliniez, în aceste condiții, procentul de promovabilitate a fost extraordinar de mare. Din 111 elevi de la Baia de Fier, inclusiv seraliști promovați, 83, iar de la Bustuchin aproape 100%, 52 înscriși, 46 promovați. Nici în liceele de top din județul Gorj, asemenea procente nu au fost. Ca să punem acum punctul culminant, deci încă o dată, centrul de examen, la Bustuchin, pentru examen de bacalaureat,
se duc copiii de la Baia de Fier, trec pe lângă Novaș, trec pe lângă Cărbunești și în schimb se duc la Bostuchin. Tot acolo vin și de la Baia de Fier. Aș îndrăzni să... Tot acolo vin și cei de la Stoina. Un singur exemplu și nu vreau să plictisesc, nu am vrut să vin în, să intervin înaintea examenului, dar voi face o analiză foarte amănunțită a ceea ce s-a întâmplat la acest examen. La Bustuchin, din toți absolvenții, de la învățământul de zi, care s-au înscris la examenul de bacalaureat, au promovat toți. Procent 100%. Este absolut incredibil. Cunosc foarte bine nivelul unităților de învățământ în ceea ce privește performanța din județul Gorj și vă spun că acest lucru este unul absolut incredibil. De desfășurarea acestui examen, și mi-asum ceea ce spun, nu sunt străine nici autoritățile locale. Revin un pic. Cu toate că Baia de Fier a obținut un examen, un procent extraordinar de mare anul trecut, în timpul anului școlar care recent s-a încheiat, a avut loc o simulare a examenului de bacalaureat. Dumneavoastră, presa, a subliniat procentul de promovare a acestei simulări care s-a desfășurat în condiții sau examenul de bacalaureat trebuia să se desfășoare în aceleași condiții, zero elevi cu notă de promovare. Iar acum procentul este undeva, așa cum v-am spus. Este absolut incredibil și cred că și ăsta este un motiv pentru care copiii noștri urmează drumul pe care îl urmează. Acesta este, sau asta este cauza și va fi, vor fi lucruri și mai grave în urma amputării legii educației naționale. Dar acesta este un subiect care cred că merită discutat într-o emisiune. Încă o dată îmi cer scuze, vă rog, față de invitații dumneavoastră. Am și eu o întrebare la dumneavoastră, domnule Mitescu. Cum comentați modificările din structura de conducere a Inspectoratului Școlar Județean făcute exact în această perioadă, într-o perioadă în care am avut examene de evaluare națională, am avut examene de bacalaureat, avem anchete la care sunt aduși cu zecile copii din județ. Domnișoara Stoian, este o prioritate să schimbăm niște oameni acum când avem niște situații de rezolvat în școli? Eu am trecut prin acest proces și domnul Manta știe foarte, foarte bine. Lucrurile nu sunt extraordinar de spectaculoase. Domnul profesor Badea se întoarce la catedră, este doar detașat. Acolo examenul de bacalaureat s-a încheiat, deci dumnealui se duce să se odihnească, nu bulversează nici sub niciun fel școala. Din punctul meu de vedere nu este absolut niciun fel de tragedie, pentru că mai devreme sau mai târziu toată lumea care ocupă o funcție cu sprijin politic se va întoarce. Altfel, din punct de vedere legal, nu există niciun fel de impediment, dumnealui fiind detașat în interesul învățământului, detașarea se poate, deci nu trebuie să-l victimizăm pe domnul profesor Badea. Nu victimizam persoane, victimizam un sistem sau victimizam mai bine sistemul elevii, este o victimă. Elevii, sistemul, cei cu care vedem că se joacă de ani de zile politicienii. În general, domnișoara Stoian, sistemul educațional din România este o victimă și va fi foarte, foarte greu pentru că schimbările care sunt aduse legii învățământului printr-o ordonanță de urgență într-o perioadă absolut încercând, într-o perioadă propice, zic ei, când lumea intră în vacanță, când au încercat să acopere mediatic acest eveniment prin altele de mai puțină importanță, va avea repercusiuni extraordinar de grave. Este foarte clar că aceste modificări sunt făcute pentru ei, sunt făcute pentru universitățile
particulare sunt făcute pentru rectori și familiile lor, dar așa cum v-am spus, dacă considerați de interes acest subiect, oricând cu multă plăcere voi veni la dumneavoastră în studio. Vă așteptăm aici la o emisiune, la Dilemele Zilei. Mulțumesc foarte mult. A fost fostul inspector general adjunct domnul Gheorghe Mitescu. Haide să ne întoarcem în studio cu discuția, pentru că mai este foarte puțin timp până la pauza de publicitate. Domnule Manta, vedem elevi care nu prea știu de ce au fost aduși la niște audieri, vedem părinți la fel de contrariați, probabil au fost aduși și dascălii, fie cu o zi înainte, fie urmează a fi aduși și ei, dar am văzut un inspector general care nu știe nimic. Asta e declarația pe care a făcut-o dumnealui astăzi, atunci când a fost întrebat. Nu știu nimic, nu mi-a spus nimeni nimic despre ceea ce se întâmplă în învățământ, adică în ograda pe care dumnealui o conduce, pe care o păstorește, pe care a vizitat-o, spuneam, în campania electorală împreună cu domnul ministru Mihnea Costoiu, candidat la vremea respectivă. Sigur, după părerea mea, a fost o declarație ușor diplomatică și absolut conjuncturală, pentru că e mai ușor să spui nu știu despre ce e vorba, să mă informez, decât să spui, da, domne, ori așa, ori nu stau așa lucrurile. Era, situația e delicată. Acum, sigur că e regretabil că copii de 14 ani sunt aduși la audieri, ar trebui să facem precizarea, de fapt, ei se dau și în calitate de martori. De martori, de, da, exact. Acuzații trebuie să clarifice niște lucruri, eventual dacă au fost niște matrapazlăcuri acolo, din partea administrației, eventual chiar a dascălilor. Acum, sigur, până la urmă, învățământul nu e nici mai bun, nici mai rău decât întreaga societate românească. Ba, eu aș zice că chiar depășește un pic societatea românească. Dintotdeauna învățământul a constituit așa motivul nostru de a ieși în față. Sigur, din păcate ieșim doar cu vârfurile. Aceasta este o realitate care trebuie subliniată. Și poate meritul până la urmă este genetic, de, ține de gena noastră și mai puțin de educația propriu-zisă, dar nu poți să excluzi în totalitate factorul de educație în aceste succese pe care le au, de exemplu, vârfurile elevilor sau ale profesorilor olimpici, europeni, internaționali și așa mai departe. Repet, sistemul de educație are tarele societății în ansamblul său. Continuăm discuția, dar după o scurtă pauză de publicitate, doar câteva minute și revenim.